vasul din Bulgaria la bulgărești vorbe. Și două, trei, că a fost tăi bătrâni vorbit și sunt vlași. Aia tu tare mândru vorbesc aici. Am auzit de serbești vorbe. Nu multe. Nu sunt multe vorbe serbești. Pa, nu sunt multe, da. Am copii, nu bă, știu mult românești aici, cuși. Două vorbe românești, una serbesc. Da, și noi ai bătrâni, dar cam unii copii. Auzi, la noi, dar la noi, nu e sat românesc. Ale mulți iastă vorbe sărbești în vorbele aia românești. Da, sunt prisfoice. Deci poimuri n-a fost, cum a fost televizia, cum internetul, aia n-a nici putut să fie aia vorba. România se zice, se zice pungă, dar aici se ches, se cui. Dar da. România și original pungă. Și eu am zis, baba mea la jun, și bună dimineața la jun într-un ceas bun, cu mine, cu porcii, cu copii, la bie și cu pungă plină de bani. Și am ținut vorba aia pungă, aia vorba nu se vorbește aici. Chesa pungă. Și asta cum spuneți? Pungă. Aici. Păznari. A fost... Păznari. Păznari. A fost la noi. A fost... Mama mea a avut pungă la șoștori de mult. A fost aia, cum spui tu. Și la Vlașcă mai aproape e latinski. Că acolo... De cât e românești, că România cu franțe. Acolo ținut banii în pungă. Am avut slujba pe românești, nu aveți aici? Nu avem, pe slovenski și pe serbești. Da. Mamă, srbski ili slovanski, starul srbski? Și avem și pe serbești, căci. Ama nu e biserică românească. Și eu pot să aduc cărți din România și să fac slujba, mă nu mă lasă, gen zecer, episcop. Nu lasă? Până acolo nu e lăsat. Am vrea cineva să facă numt aici pe românești. Nu puteți să slujiți acolo. Eu n-am cărți în biserică. Mm. Dar sunt doi popi românești, preoți în bor, din România. Este Antoniu și cu David, Obi. Ama ei sunt doveniți din România, nu? Eparhia Dachisc. Că cu borul? Borul românski popovi. Ala ce e de Gorneană, mă e de Gorneană, de din România, Antoniu. Eu am zis la țelăică pe un. E expert. Păi șechine, cum sluji un... Pe românești. Borul sluji pe românești. Au biserică în Gorneană și în Brezunic. A, bun, aia, da. Și n-am putut să legalez în biserică și-o cu casă. Și nu dau cu altarul. Că așa sunt Berița și-o sărbi, nu-i dă. Să facă legalizație în biserică. În casă a făcut în n-am putut să facă, dar legalizație. Da, n-am putut să o pună în legalizație, să fie... Și eu mi-a făcut casă și nu am făcut altarul. N-am putut. Nu sunt sărbi așa atât de buni. Din acas pe români. Și avem prin chestia Evropscă Unie aici, în România. Și se vorbesc, zice. A mai e sfințită. E sfințită biserica și face slujba preotul. Da, da. Ama noi acușa nu dau comunicații cu noi, români. Și când vine aici, dacă îl cheamă vreo moarte, nu duc în biserica noastră. Se duce numai la cimitir, la morminți. Nu duc în biserică. Că biserica sărbească, dar e din biserica românească. Nu știu ce vă spun. Știa, cu sărăm într-un an, a făcut praznicul lui biserică ca l-ai spas. Așa a fost vreodată, s-a făcut aici, Luki, așa praznic. A, sfințită la ziua ispasului, la 40 zile pe Paște. Și aia... Zapisc, așa-i s-a dus la obicei. Și zapiscul pe unele am făcut. Ia să-l voi aia. Să sfințesc și lemnul. Zapisc, ia să-l lemnul și la el să face așa cărți. Cruce, să sfințesc și lemnul. Cărți și lemn. Da, să face pe el cruce, să sfințesc. În tot anul pe ala lemn se face crucea. Mult ce trebuie. Ale lumea nu e interesovană de aia, dar pe sari, că trebuie să aibă sparnul lume să se ducă la ea. Lumea și aici la periferie, nu și în sat. N-aș vrea mulți ani preoți aici în sat. Și când a venit, când a murit ce inima. Voi sunteți de aici, din sat, nu? Lucian.